Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad își deschide porțile în cadrul evenimentului Noaptea Companiilor, oferind publicului o serie de activități interactive și workshop-uri menite să dezvolte aspecte esențiale din viața academică și comunitară. Eveniment care este la a doua ediție pentru Iași și pentru noi ca universitate. Ne bucurăm în primul rând că suntem parteneri acestui eveniment. Și anul trecut am avut persoane interesate care au participat la workshop-ul susținut sau la vizitele care au fost efectuate în cadrul universității. Joi 17 octombrie, începând cu ora 16, USV invită participanții să viziteze cele mai importante obiective din campus și să ia parte la sesiuni de discuții pe teme de interes general. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc la baza hipică a universității, unde pasionații de echitație sunt invitați să participe la workshop-ul Calul, companion de încredere al omului, coordonat de asistentul universitar dr. Claudia Pânzaro. Avem persoane care sunt înscrise, cel puțin pentru număr de peste 40 de persoane care sunt înscrise până în momentul de față la vizitele care se fac la baza hipică, tot ceea ce înseamnă noutăți cu privire la baza hipică, dar și noutăți legate tot ceea ce înseamnă producerea de hrană sănătoasă. De la ora 18 va avea loc workshop-ul Consumator Responsabil, Alimentație Ecologică și Sustenabilă, susținut de profesorul universitar dr. Vasile Stoleru, care va aduce în discuție subiecte precum recunoașterea produselor ecologice, certificările necesare și impactul pe care alegerile alimentare îl au asupra sănătății și mediului. Vorba de agricultură ecologică, un subiect, să zicem, destul de larg și care trebuie foarte bine dezbătut, pentru că România, ca țară membră a Uniunii Europene, trebuie să ajungă la 25% din suprafață ocupată cu producție ecologică până în 2030, pentru a ne putea alinia la subvențiile Uniunii Europene. Ceea ce cred că e un lucru destul de interesant, atât pentru fermieri, ca și producători de materie primă sau procesată, și de ce nu, poate și pentru noi ca și consumatori ai acestor tipuri de produse. Evenimentele USV din cadrul Nopții Companiilor sunt o ocazie excelentă pentru cei interesați să descopere activitățile academice și facilitățile moderne ale universității, precum și să ia parte la discuții pe teme de actualitate.